Decizia de a concesiona această instituție a fost una perfect corectă, legală și nu a fost adoptată în baza unor informații false, ci în baza unor rapoarte internaționale, pentru că o companie internațională. Păi, până la urmă, care este partea adevărată? Este ceva dubios la mijloc sau este ceva corect? Dar dacă sunt diferite păreri, probabil este ceva dubios la mijloc. Pentru că la mine a venit informația foarte clar că se presupune că în momentul când a fost luată această decizie de a concesiona aeroportul, au fost date eronate pentru guvern. Și eu am rugat și acum se ocupă de faptul cu analiza acestor date. Am rugat instituțiile să se clarifice. Apropo, domnul Lasă spune că de fapt aceste declarații sunt politice și nimic altceva. Eu nu am nicio dorință de a face politică, deci eu încerc să facem acțiuni, să facem reforme, să muncim, avem foarte mult de lucru și îmi dorim cu toții același lucru. V-ați referit atunci la condiții neloiale, dar din câte spune domnul Lazar a fost și a arătat interesul o singură companie. Deci, probabil, trebuie cei care fac acum această analiză a datelor, a informației, a circumstanțelor în care a fost luată decizia, trebuie să vină cu un raport final. Deci asta eu aștept de la ei. Deci eu nu învinuiesc pe nimeni și nu am niciun drept. Deci eu vreau să atât timp cât au apărut întrebări, trebuie să le clarificăm cu toții și o să o facem.